Salutare, fraților, bine v-am găsit la un nou episod, episodul cu numărul 11 din acest joc Far Cry Primal. Din punctul meu de vedere, cu o grafică genială și o poveste pe măsură, suntem exact unde am rămas data trecută și acum trebuie să scăpăm de aici, deoarece focul ăla crește cu o viteză mult prea mare. Haideți repede să ieșim pe aici. Deja am scăpat din acea gaură. Nu știu cum de nu s-au gândit că se poate întâmpla chestia asta, dar e avantajul nostru. O să mă prind de asta, să văd unde mă duce exact. Am ieșit aici și toată lumea se uită, cred că, la focul ăla. Leave the camp. O să încerc. Ar trebui să merg și eu pe crouch, așa mai tiptil, da. Știți cum zic? Sper că nu mă vede nimeni. Eu nu văd pe niciunul dintre ei, deci ar fi frumos ca nici ei să nu mă vadă. Ideea e că în jocul ăsta e întotdeauna văd mult mai bine decât vezi tu. Pentru că tu ești un om, ei sunt niște roboți făcuți special pentru a vedea chestiile astea, pentru a descoperi cât mai repede. Însă noi i-am bătut fără să ne chinuim prea mult, deja am terminat misiunea. Super ușor. Acum cred că vine un cutscene, sigur vine un cutscene. Și chiar sunt curios ce se întâmplă mai departe, deoarece de obicei misiunile de la Tensai au legătură cu povestea mai mult decât celelalte. Va trebui la un moment dat să o înfruntăm pe Batari, în curând chiar. Ok. Așa, ce misiuni mai avem? Avem... Cine-i nenea asta? Va fi... Oh, mai este și... acolo cineva. Și va trebui să mergem să vedem ce au de zis. Așa că o să ne teleportăm repede la acest campfire. Și vom merge acolo. Să vedem ce se întâmplă, ce ne așteaptă. Ok. Am primit un skill point. Avem unul singur, nu prea avem ce face cu el. Însă acest skill chiar mi-l dorem, deoarece e foarte bun, foarte util pentru a găsi resurse repede. Să ne chemăm și noi măța. De ce te-ai urcat, mă, pe casă? Hai. Focul aici nu știu de ce nu i-a prins, dar o să-l aprindem noi. Încă nu e... stai cu minte. Da, ce s-a mai întâmplat de episodul trecut? Am descoperit că este un skill care te lasă să ții bâta în două mâini și să dai mai puternic.
Asta e tot ce s-a mai întâmplat de episodul trecut. Deoarece primul episod n-a fost imediat după al doilea, cum probabil v-ați aștepta. A fost o pauză destul de lungă între ele, deoarece au intervenit unele probleme, timp și chiar n-am avut când. Însă eu cred că este mai bine așa. Nu o să mă bat cu ăla. Ne-a omorât. Mamă, frate. Acela era un Wenja pe care l-a omorât el. Acest skill o să ne ajute cu siguranță să găsim mult mai repede toate resursele de pe jos, deoarece ni le arată și pe hartă. Și doar mergem dacă avem nevoie de lemn sau de piatră. O vedem pe hartă, mergem acolo și imediat o luăm. Exact cum vedem și frunzele și ne oprim la cele roșii pentru că avem nevoie de ele. Așa este și cu acest skill. Oh, fuck. Nu-i bine. No, nu mușca. Cine mi-a dat foc? Ah, mai sunt și aia. Bine, am fugit atunci. De ce? Cine m-a prins? Al naibii, erau 10 acolo. Mai erau și inamici, erau și animale, deci asta e o zonă destul de periculoasă, măcar acum știm și o să avem mult mai mare grijă. Ok. Și inamicii sunt mult mai puternici aici. Aici dau cu foc. Știu să facă șmecherii de astea. Luăm tot ce găsim pe aici. Și avem loc deoarece sunt utile. Fiecare lemn e util în jocul ăsta. Nu o să mai pierd foarte mult timp și o să merg direct la misiune, deoarece chiar sunt curios să văd ce se întâmplă mai departe cu povestea. Nu prea am idee pe unde ar trebui să mă urc. Am găsit, gata. Așa, 800 de pași, adică undeva la 800 de metri? Da, probabil. Să nu mai sar cu el, că poate îl lovesc. Nu prea e bine. Ok, fugim, nu stăm să ne batem. Pentru că nu stăm atât de bine nici cu carnea. Și cine știe cât de dificilă va fi misiunea și dacă avem nevoie de ea. Niciodată nu știm. Dar s-ar putea cândva să fac un episod în care doar să ne plimbăm, să luăm campuri, să vânăm și de astea. Ideea e că e destul de plictisitor și de asta nu prea fac asta on camera, o fac off camera. Ai serios? Frate. Și m-a dat de aici. Nu crede așa ceva. Hai. Asta se întâmplă când te plimbi într-o zonă pe unde n-ai mai fost și nu știi ce te așteaptă. Ideea e că ne-a dat oricum foarte aproape de. A, nu ne-a dat. Nu, ne-a dat exact unde eram înainte. Era să cad și aici.
Aici putem să ne aruncăm fără nicio problemă, că e în regulă. Ah, de ce trebuie să mor acolo? Mamă, frate. Mi-a murit animalul. Și vedeam că o să moară, dar n-aveam ce să-i fac, efectiv. Haideți să ne întoarcem repede. Nu! Hai să-mi bag picioarele. Hai, hai, hai. Mănâncă repede, mănâncă, mănâncă, hai. Hai să plecăm de aici. Nu-mi place deloc zona asta. Chiar nu e un loc unde aș vrea să stau. Mă, dacă îți dau una. Știu că nu i-am dat. Și aici cred că am murit data trecută, dacă nu greșesc. Bine că eu stau să culeg floricele. Că pe aici e destul de... Nu muri, te rog. Nu, de ce sari? Bravo. Ați văzut că a sărit singur și eu n-am apăsat space-ul. Hai cu jongleriile mai repede. Plină de inamic zona asta. Chiar este o zonă nașpa. Te rog, nu muri. Ok, mulțumesc. Și normal că el nu poate să nuate și așa că ne dăm jos de pe el. Acolo că altfel l-am fi omorât. Pentru că... lui nu prea îi place să nuate, iar dacă mai are și o greutate la fel de mare ca și noi în spate, nu este deloc bine. Și îi face rău. Altfel, dacă ne dăm noi jos de pe el, poate scăpa singur. Și uitați că am ajuns într-un final și la misiune, mai avem 200 de pași. Sper să nu fie o misiune aia de aia nemaipomenit de grea. Totul să ne distrăm. Am auzit un șarpe pe acolo ceva. Să luăm repede piatra, să vedem ce frunze verzi. N-avem nevoie noi de așa ceva. Fac vine un dal pe mine. Nu vreau să mă bat. Doar mă urc și aia e. Poate cădeam de acolo și muream. Mă enervam un pic. Pisica mea a urcat. Și mai avem acolo un punct de grappling. În sfârșit am ajuns la misiune. Ce face asta? Bă. De ce aruncau cu pasărea aia de perete? Vrea să îl învețe pasărea să zboare. Da, am văzut că vrei să zbori. San Patra.
El chiar crede că va zbura? Ok. Ce trebuie să vânăm? Ah, orice animal? Pisica, tu iei unul, eu iau altul. Ha. Las că i-am luat eu pe amândoi. Nu mai contează. Ah, nu orice animal. Am înțeles. În sfârșit, după 100 de ani, am reușit, am vânat toate animalele, nu mai pot, m-am plictisit, mă doare și capul. La... Ah, o mare durere în posterior. Nu mai pot. Mai țineți minte când am zis că s-ar putea să fac un episod doar cu vânat? Îmi pare rău, o să vedeți în viața voastră așa ceva la mine pe canal. Mi-a ajuns, nu mai vreau. Deci m-am plictisit atât de tare, am stat să aștept să se așeze păsările pe crengi. Holy fuck. Ok. Însă, haideți să continuăm cu misiunea. Mai bine mă punea să mă bat cu un mamut. Nu mai pot, nu mai vreau. A ajuns. M-a pus o morocioară, un... Nu știu ce, un fel de găină, ceva. Țestoase de-astea. Dar să vezi ce distractiv e să vânezi ciorile. Pe mine mă pune să vânezi cior, dar el e cu el lângă ele. Super. Ce vrei, mă? Să crezi tu că o să mă arunc de acolo, să cred că zbor. Trebuie să merg acolo să mă uit. Cream că mă pune pe mine să mă arunc. Deci dacă ăsta zboară... Nici nu mai am cu ce să fac săgeți dacă te-am făcut. Că nu puteam vâna alea cu buta. Bă, ăsta e un pic nebun. Cum zici tu? Oh, super, au. Super tare, ce să zic. Ok, fraților, însă eu cred că cam asta a fost tot pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe și până data viitoare. Eu am fost LOLBUK și v-am salutat. Ciao!